dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurg, o să ne explice cum se manifestă tumorile pe creier și cum pot fi tratate minim invaziv. Acum se află alături de mine în studio doamna dr. Pavelina Andrei, medic dermatolog. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mă bucur să ne revedem! Cu drag! Despre cancerul de piele se vorbește destul de mult, mai ales atunci când vine sezonul cald și când toată lumea merge la plajă, doar că cu toate astea, mulți dintre noi nu prea respectăm regulile sau, nu știu, indicațiile pe care, sfaturile pe care ni le oferă medicii, așa că incidența cancerului, din câte am citit, statisticile arată că e în creștere. Cu toate că, așa cum spuneam, se vorbește foarte mult despre asta și medicii insistă foarte mult pe prevenție. Aș vrea să vorbim și noi despre cancerul de piele în seara asta, dar mai întâi aș vrea să discutăm și să amintim și despre efectele benefice pe care le are soarele asupra pielii, pentru că soarele e și prietenul nostru. Așa știm este. Cu toții că vitamina D, o vitamină extrem de importantă pentru sistemul imunitar, se produce atunci când ne expunem la soare. La razele ultraviolete de tip B, în intervalul 10-16. 14-16. Este sinteza, are loc sinteza de vitamină D3, colecalciferol. Într-adevăr, să începem cu efectele benefice ale soarelui. Acesta este unul dintre efectele benefice, de altfel sinteza de eliberare de endorfine, pentru că soarele ne dă o stare de bine, ne ajută să fim mai aproape de ceilalți, ne creează acel status psihic destul de bun. Un alt efect benefic ar fi și bronzul, dar bronzul într-o oarecare măsură, cât să nu depășim limitele. Și aici aș vorbi puțin și despre tanorexie, adică plăcerea persoanelor de a se bronza, dependența practic de acea culoare frumoasă a rămie a pielii. Acestea sunt efectele benefice ale soarelui. De altfel, sunt și patologii care pot fi, să spunem așa, vindecate sau ameliorate, mai bine zis, de expunerea la băile de soare, la razele ultraviolete, și aici aș putea spune că 85% din pacienții psoriazici resimt o îmbunătățire a leziunilor atunci când se expun la cură heliomarină. Dacă bănuiesc că și expunerea la soare și în cazul pacienților cu psoriazis se face tot în acele intervale orare între, nu știu, până la 10 sau până la 11. Până la ora 10 și indicat așa este, până la ora 10 și după ora 16, chiar 16:30, ca să fim în acel interval de siguranță. Pentru sinteza de vitamina D3, noi avem nevoie practic de 15 minute de stat în soare, în acel interval între 10 și 16, pentru a se produce sinteza vitaminei D3. Sunt suficient de mult vizibile părțile corpului, astfel încât să nu existe un deficit. De asemenea, persoanele își mai pun întrebarea dacă aplică cremă cu factor de protecție, mai sintetizează vitamina D? Da, răspunsul este da, pentru că niciodată nu vom ajunge noi să aplicăm o cantitate suficientă de vitamină, cremă cu factor de protecție, ca noi să nu putem sintetiza vitamina D3. Crema cu factor de protecție este o cremă agent ecran, conține filtre de protecție, practic sunt niște preparate topice care conțin filtre de protecție pentru radiațiile ultraviolete cu spectru larg, adică și pentru ultraviolete de tip A, dar și pentru ultraviolete de tip B, cu lungimi de undă diferite, UVB-ul 290-320 de nanometri și UVA-ul până la 400 de nanometri, 320-400. Ce este foarte important este că aceste creme cu factor de protecție se aplică într-o cantitate de 2 mg pe centimetru pătrat de piele. Adică pentru față, de exemplu, de câtă cremă avem nevoie? Podul palmei plin. Podul palmei plin, 2-3 lingurițe aplicate, suficient, cât să ne asigure protecția de raze ultraviolete și nu doar pe față, toate zonele care sunt văzute de soare. Foarte important și cheia pe care o transmitem tot timpul și se fac campanii în acest sens este de a se reaplica la fiecare 2 ore sau de câte ori ieșim afară din apă. Și alegerea acestor creme de protecție solară este
de asemenea foarte importantă, pentru că ele trebuie să aibă, să acopere un spectru și pentru radiații ultraviolete de tip A și pentru radiații de tip B. Care e diferența dintre cele două, dintre radiațiile de tip A și radiațiile de tip B? Am putea asocia ultravioletele de tip B cu arsura solară foarte ușor și ultravioletele de tip A cu aging-ul, îmbătrânirea cutanată. Practic, noi dacă vorbim de fotoiradiere, răspunsul acut al fotoiradierii ar fi fotosensibilitatea manifestată prin arsură solară, bronz, inițierea evenimentelor mutagene, și spun inițiere pentru că în prima fază apare inițierea și repercusiunile pe termen lung le vedem abia după 10-20 de ani, expunerea prin expunere cumulativă cronică la radiații ultraviolete. Cele cronice sunt fotocarcinogeneza și dermatohelioza sau fotoîmbătrânirea cutanată. Acestea sunt cele două categorii. Ambele sunt implicate în fotocarcinogeneză, iar în dermatohelioză, adică, mai mult UV-ul. Fotocarcinogeneza e cumva transformarea celulelor normale în celule canceroase? Da. Ca să fie în celule canceroase, da. Potențialul mutagen al celulelor keratinocitelor și al melanocitelor, pentru că noi în epiderm avem două tipuri de celule keratinocite răspunzătoare de cancerele non-melanoame, adică carcinoame, cancere bazocelulare și spinocelulare, și melanoame provenite din melanocite. Și ar trebui atunci când alegem o cremă de protecție solară să fim atenți să aibă protecție pentru ambele tipuri de ultraviolete. Pentru ambele tipuri de ultraviolete și să fie water resistant, să aibă rezistență după ce ieșim din apă 40-80 de minute. Asta este recomandarea noastră. De asemenea, să nu uităm și de bebeluși, pentru că și ei sunt o categorie aparte. Expunerea la razele ultraviolete a bebelușilor sub 6 luni nu este recomandată, cel puțin în acel interval orar între 10 și 15, respectiv 16. Dar dacă stau sub umbrelă, pentru că, de exemplu, am văzut la mare părinți cu copilașii destul de micuți și îi țin foarte mult sub umbrelă. Sunt protejați de razele solare sub umbrelă? Umbrela asigură un SPF, un Sun Protection Factor, de doar 7. Așa că aș putea spune că nu are o siguranță, nu are un profil de siguranță faptul că stă sub umbrelă, dar totuși îmbrăcămintea adecvată să acopere cât mai mult din suprafața corporală și dacă este imperios necesar să ne aflăm în concediu, în activități recreaționale cu copii, este evident să îi dăm totuși cu un Sun Protection Factor de 15 și doar pe față și zone, da, să limităm cât posibil expunerea acestora în acel interval orar și cremele de protecție. De asemenea, e o altă discuție legată de cremele cu factor de protecție și a eleganței cosmetice pe care o oferă în funcție de textură, în funcție de aplicabilitate la nivelul pielii. Dacă vrem să fie mai gras, pacienții, de exemplu, acneici, nu preferă cremele cu factor de protecție grase pentru că le produce obstrucție suplimentară la nivelul porilor și atunci le se produce și o agravare a acnei. De asemenea, ele trebuie adaptate texturii și fiecarei fototip cutanat în parte. Sunt 6 fototipuri cutanate pe scala Fitzpatrick. Primele 3 sunt... Apropo de asta, ce factor de protecție trebuie să fie crema pe care o alegem? Depinde de fototipul cutanat pe care îl avem. România se află în general pe fototipul 3 cutanat de piele. Asta înseamnă că ne bronzăm puțin, dar ne și ardem. Aș recomanda 30 cremă cu factor de protecție, asigură o protecție de 97%, iar factorul de protecție 50 asigură o protecție de 98%. Diferența între ele nu este foarte mare. Aplicabilitatea cu care se face trebuie să fie tot la 2 ore. Am înțeles. Să ne și bronzăm puțin, pentru exact, că exact, asta, este și asta voiam să întreb, dacă benefic. Putem obține totuși și un bronz frumos și armonios atunci când ne dăm cu creme de protecție, pentru că de multe ori avem impresia că atunci când ne dăm cu cremă nu prea ne mai bronzăm și probabil că din cauza asta multe persoane evită crema de protecție solară.
Așa este, dar cu siguranță nu aplicăm nici în cantitatea care trebuie și nici nu o reaplicăm atât de des și atunci putem să gestionăm foarte bine lucrurile, având și un profil de siguranță pentru rațele ultraviolete, dar să ne asigurăm și un bronz ușor, frumos, care să nu ne pună în pericol viața noastră. Și sănătatea. Și sănătatea. Știu că există persoane care au pielea foarte deschisă la culoare și se ard foarte ușor la soare. Chiar dacă folosesc creme de protecție și chiar dacă stau în intervalul orar recomandat de medici. Și au obiceiul, de exemplu și eu am cunoștințe care au obiceiul înainte să meargă la plajă, la mare, merg la solar pentru câteva ședințe ca să-și pregătească pielea. Deși știm cu toții că solarul nu e chiar sănătos, din contră. Da, în 2009 Organizația Mondială a Sănătății l-a încadrat ca fiind un agent carcinogen solarul pentru că are raze ultraviolete neselective, în special de tipul UV aurilor, ultravioletelor de tip A. Să da, înțeleg că există... nu e o idee bună să mergem la solar înainte de a merge la mare. La plajă. Nu este cea mai bună variantă. Nu trebuie să gândim că dacă ne-am expus la solar, nu mai facem o arsură solară. Este o concepție care s-a implementat și care nu este deloc sănătoasă. Arsura solară se produce indiferent că ne-am expus sau nu la solar. Ba din contră, aș spune că înrăutățește faptul că ne-am expus la solar. De asemenea și solarul, dacă este folosit odată la o perioadă îndelungată, nu o să fie o problemă majoră. Dacă vorbim de arsura solară, aceasta este un răspuns inflamator al pielii, fie de tip acut, fie de tip puțin întârziat, ca răspuns la radiațiile ultraviolete. Susceptibilitatea... De tip B. Ați menționat de mai tip B, de tip B, da, de tip B. Susceptibilitatea la arsura solară este tocmai la persoanele cu fototip cutanat deschis, pe scala Fitzpatrick de la 1 până la 3, cu părul deschis la culoare, cu ochii albaștri verzi, caucazienii, roșcații, australienii se află pe această... Istoricul de arsuri solare, de asemenea, iarăși este specificat. Un factor de risc. Este un factor de risc, într-adevăr. Dar există, nu știu, anumite trucuri, să le spunem, pentru persoanele cu tenul deschis la culoare ca să nu se ardă atunci când se expun în primele zile? Nu știu, există anumite... suplimente care să ajute pielea sau medicamente sau nu știu. Prevenția este cel mai bun tratament, expunerea treptată și creșterea treptată a expunerii ajută foarte mult pielea să nu se întâmple o arsură solară. Practic, mecanismul fiziopatologic care stă în spatele arsurii solare, ce se întâmplă? Pacientul, persoana în cauză, se expune la razele ultraviolete și în aproximativ jumătate de oră, la nivelul epidermului și a dermului, se întâmplă o inflamație. Se produce o vazodilatație, adică se măresc capilarele de sânge, crește fluxul sangvin și se produce acel edem inflamator la nivelul dermului. Acest raș, practic, pentru că arsura solară se exprimă printr-un raș, printr-o roșeață, un eritem la nivelul zonelor expuse la razele ultraviolete, acest raș devine clinic manifest, adică el devine vizibil de pacienți, de persoane, în aproximativ 36 ore și atinge un vârf în 12-24 de ore, pentru ca ulterior el să se remită până la 7-10 zile. Să înțeleg că ăsta e motivul pentru care simțim arsura abia când ajungem acasă de la plajă și mai degrabă noaptea. Exact. Mecanismele patofiziologice care se întâmplă la nivelul epidermului și dermului apar în primele 30 de minute, dar experimentăm aceste senzații de durere, înțepătură, flashing, roșața aceea, rașul, toate acestea se întâmplă ulterior. Și în funcție de gradul arsurii solare pot apărea manifestări ca de exemplu, mai știu, vezicule, bule, se poate întâmpla chiar și insolația solară cu dureri de cap, greață, vărsături, stare de rău, febră și atunci e imperios necesar să ne adresăm
către un medic de specialitate. Se tratează cu antiinflamatoare nesteroidiene, dar nu luate așa de capul nostru abuziv, pentru că și ele pot face rău. Durerea este cea mai pregnantă senzație pe care o resimte pacientul. Pentru aceasta se aplică și uleiuri cu aloe vera, cu geluri cu aloe vera, în funcție de rașul, cât de extins este și cât de sever, se pot aplica dermatocorticoizi cu potență foarte scăzută. Ce facem totuși în cazul în care suntem în concediu și ne ardem în primele zile? Pentru că mai avem de stat și ne-am dorit să mai mergem pe plajă. În primul rând trebuie să evităm factorul care a dus la acea arsură solară, adică soarele. Și dacă totuși ne expunem, să avem neapărat cremă cu factor de protecție solară, să avem la noi pregătit acele geluri cu aloe vera, un dermatocorticoid topic pe care să îl aplicăm, de potență mică, medie, nu e nevoie de potență mare, să avem antiinflamatoare nesteroidiene pentru durere și antihistaminice în cazul în care erupția asociază și mâncărime, nu doar durere. Înțeleg. Deci dacă ne ardem în primele zile, oricum nu trebuie să ne mai expunem la soare. Cutanată și... Nici sub umbrelă nu putem sta, pentru că, așa cum spuneați mai devreme, umbrela oferă doar 7% factor de protecție. Adică mult mai puțin decât o cremă de protecție solară, care asigură cam 30 protecția sau 15-30. Protecția și chimică, să ne acoperim capul cu părării cu boruri largi, să purtăm îmbrăcăminte care să acopere cât mai mult din suprafața cutanată văzută de soare. Recomandat ar fi, paradoxal, culorile închise și țesăturile mai groase, ca să creăm și un filtru de protecție mult mai eficient, adică să avem și o protecție fizică și o protecție mecanică. Cremele cu factor de protecție sunt și ele de două categorii. Sunt organice, cu filtre de protecție organică, și minerală. Unele reflectă, altele absorb radiația ultravioletă. Practic, ele sunt fotostabile într-o asociere. Sunt nanoparticulele. Și pe care ar trebui să minerale le alegem? Minerale aș recomanda. Dintre cele două, ok. Minerale. Cu oxid de zinc și dioxid de titan, ca și substanțe active, nanoparticule, sunt foarte eficiente, sunt fotostabile și asigură spectrul acesta larg pentru ultravioletele de tip B și UV și ultravioletele de tip A. Care ar fi efectul pe termen lung al arsurilor solare? Pe termen scurt am experimentat cu toții, cred, cel puțin o dată în viață. E destul de dureros să ai o arsură solară, dar mă gândesc că dacă pot rămâne anumite efecte pe termen lung. Sau doar în cazuri rare. Fotocarcinogeneza, orice arsură solară dobândită în adolescență și la vârsta adultă, se exprimă mai târziu la o vârstă înaintată prin leziuni, fie leziuni precanceroase, fie chiar fotocarcinogeneză, cancere cutanate, și o altă răspuns cronic la fotoiradiere cu radiații ultraviolete este și dermatohelioza, fotoîmbătrânirea cutanată. Fotoîmbătrânirea cutanată, ce e mai exact? Adică ne îmbătrânește pielea înainte de vreme? Sunt două tipuri de îmbătrâniri, mai multe tipuri de îmbătrâniri, dar ca să ne înțelegem, îmbătrânirea cronologică este cea raportată cu vârsta noastră și fotoîmbătrânirea, așa cum ați menționat, este îmbătrânirea care apare mai devreme datorită agresiunii razelor ultraviolete. Deci cu cât ne expunem mai mult la soare, chiar dacă pe moment ne place pentru că avem un bronz frumos, peste ceva timp s-ar putea să ne trezim cu riduri și nu o să ne mai placă. O să vedem și semnele, că tot ați menționat de riduri. E foarte interesant. Fototipurile cutanate 1-4 experimentează fotoîmbătrânirea aceasta cutanată și prin alte semne, nu doar prin riduri. Asociază și elastoză solară, adică îngroșarea pielii și o culoare gălbuie. De asemenea, pot experimenta adică și... Adică petele acelea care adică, apar de la da, soare. Da, apar și petele de la soare, lentiginele solare. Cutis romboidalis nuce este o altă marcă, un alt semn al expunerii la soare, apare la persoanele care lucrează în agricultură, la nivel occipital și în lateralul
lateralul gâtului sunt practic șanțuri, este un pattern romboidal care apare, sunt șanțurile profunde, adânci, foarte ușor de recunoscut, patternul romboidal. Sindromul Favre-Rocușa, de asemenea, este un alt semn, marca expunerii la soare. Cum se manifestă acest sindrom? Riduri periorale la nivelul ochilor și comedoane profunde. Sunt foarte multe comedoane ca niște coșuri, destul de vizibile și care sar în evidență. Favre-Rocușa. Mă rog, sunt foarte multe semne care pot apărea. Printre fototipurile cu... Dar bănuiesc că asta se întâmplă după ani de zile în care ne expunem la soare. După foarte mulți ani. Fără protecție, probabil, fără protecție, și în intervalele acelea în care soarele este foarte puternic. Exact. Păi chilodermia sivat este o altă afecțiune care de asemenea poate apărea. Aparte la angiectazii, vinișoare roșii care se văd la nivel lateral, la nivel laterocervical, lateralul gâtului. În special la femei, de menționat că zona submentonieră este cruțată, hipo și hiperpigmentările, hipomelanoză cutată idiopatică este iarăși o altă afecțiune, practic datorită inflamației despre care vorbeam mai devreme că se întâmplă într-o arsură solară, acolo se produc niște macule și la vârsta adultă putem să observăm pe antebrațele pacienților pete albicioase, sunt marca expunerii la soare, hipomelanoză gutată idiopatică. Chiar citeam undeva un studiu în care se spunea că arsurile solare la, nu știu, până în vârsta de 7 ani cresc major riscul de a dezvolta cancer de piele la maturitate. Bănuiesc că e din cauza că atunci e pielea mult mai sensibilă și mai, nu știu, se pot dezvolta mai ușor celule canceroase. Capacitatea de reparare a ADN-ului, dacă este afectată, poate să ducă în timp la aceste cancere de piele, cancere bazocelular și spinocelular venite din keratinocite sau din melanocite, melanoamele, care sunt cele mai agresive tipe, cel mai agresiv tip de cancer, melanomul. Așa este, chiar citeam despre asta și, cum ziceam, aș vrea să vorbim mai mult despre cancerul de piele, însă aș vrea să mai aducem în discuție și un alt efect pe care îl are soarele și l-am experimentat și eu, și anume un fel de alergie. Pielea se înroșește și apar mâncărimi după expunerea la soare, mai ales în zona gâtului, în zona decolteului, unde pielea e mai subțire, bănuiesc. Erupția polimorfă la lumină sau alergia solară, într-adevăr, odată cu venirea verii, în contact cu razele ultraviolete, se produce acel raș, acea roșață cu vezicule, prurit de acompaniament mâncărime. Se remite în timp când nu ne mai expunem la soare, toți experimentăm această alergie solară, antihistaminice ca și tratament și prevenție cu factori de protecție. Deci nu e nimic de speriat. Nu este de speriat. Bine, sunt foarte multe patologii în aceste fotodermatoze, dermatoze fotoexacerbate. Ar mai fi de menționat în cadrul fotosensibilității, fotosensibilitatea de tip toxic și fotosensibilitatea alergică. Care e diferența dintre cele două? Fotosensibilitatea toxică apare atunci când aplicăm o substanță chimică, un preparat, un medicament sau pe cale sistemică îl ingerăm, concomitent cu razele ultraviolete declanșează o reacție fototoxică la nivel cutanat. Se exprimă la fel printr-un eritem, o roșață, dar nu apare mâncărime, aici este diferența, ci apare mai degrabă o senzație de arsură, de usturime, însoțită și de vezicule. Ce astfel de medicamente sau substanțe dau reacții de genul ăsta?
Antibioticele sunt cel mai frecvent incriminate, chinolone, sulfonamide, de asemenea metotrexatul, sunt o plajă de medicamente care în tetraciclinele, care în contact cu radiațiile ultraviolete, concomitent cu radiațiile ultraviolete, duc la aceste erupții atunci când ating acel prag de concentrație al dozei care poate duce la această erupție și se produce acel fotoalergen. Dacă luăm un tratament de genul acesta, n-ar fi indicat să mergem la plajă. Nu este indicat, pentru că se poate întâmpla această reacție fototoxică. Dacă putem să experimentăm acest lucru și dacă stăm în grădină, prin substanțele furocumarine care se eliberează de la anumite plante, concomitent cu razele ultraviolete, este același mecanism care se întâmplă. Sunt anumite substanțe din plante, ca plante, de exemplu, țelină, păstârnac, sunt foarte des incriminate, lămâiul iarăși este des incriminat în această afecțiune, fitofotodermatoză se numește. Da, chiar citeam despre lămâie, că de fapt sucul de la lămâie în contact cu razele ultraviolete, exact, produce o reacție, da. O arsură. Exact. Un pattern la locul de expunere al organului cutanat. Ne-am expus și pe acel loc, în contact cu razele ultraviolete, apare și erupția, care nu este cu mâncărime pruriginoasă, este mai degrabă o arsură, o senzație de înțepătură, roșață, vezicule. Și acest lucru se întâmplă tuturor sau doar persoanelor care au anumite sensibilități? Pot avea și anumite sensibilități, dar se poate întâmpla la persoanele care se expun în mod constant. La substanțele respective și depinde de concentrația pe care o atinge acea substanță. Pentru că dacă ne referim la persoanele care au o anumită susceptibilitate pentru alergie, deja vorbim despre fotoalergie, despre reacții care apar în contact cu parfum, în contact cu alte substanțe aplicate la nivelul pielii și care necesită un contact sensibilizant în prealabil, necesită o altă expunere în prealabil și e nevoie la următoarea expunere de o doză foarte mică, o concentrație foarte mică de substanță care să fie aplicată la nivelul pielii și în contact cu razele ultraviolete să producă acea reacție. Practic, fotoalergia la soare este ca o dermatită de contact alergică. Mecanismul patofiziologic este identic. Cel fototoxic are un alt mecanism și necesită o doză prag mai mare de substanță aplicată la nivelul pielii. Înțeleg, dar dacă persoana respectivă folosește cremă de protecție solară, Riscul se diminuă. Da. E diminuat, doar, riscul dar este nu, foarte nu mult dispare, diminuat, de... dar nu dispare, da. Alergiile la soare, nu știu, pot apărea pe parcursul vieții oricând sau ne naștem cu o anumită sensibilitate la soare? Putem să ne naștem și cu o anumită sensibilitate, sunt anumite genodermatoze care pot produce alergiile la soare. Dar în mare parte în funcție de fototipul cutanat și de istoricul persoanei respective în raport cu radiațiile ultraviolete. Să ne întoarcem la arsurile solare, pentru că, așa cum spuneam, cred că tuturor ni s-a întâmplat cel puțin o dată în viață. Persoanele care au, de exemplu, alunițe și suferă o arsură solară chiar în zona în care au aluniță sau mai multe. M-am tot auzit că traumatizarea alunițelor ar putea crește cumva sau declanșa chiar cancerul de piele. Nu știu cât e mit, cât e realitate. La mijloc. Depinde. Depinde ce tip de aluniță. Foarte multe leziuni cutanate sunt alunițe, dar sunt foarte multe și care nu sunt încadrate ca și alunițe. Când ne referim la o aluniță, ne referim la o leziune pigmentară cu
melanocite, care are un anumit pattern dermatoscopic. În practic, noi când ne uităm cu dermatoscopul, când facem acea procedură non-invazivă, ne uităm cu dermatoscopul, o microscopie de epiluminescență, putem observa acel pattern al uniței, adică distribuția, marginile, asimetria sau simetria, fiecare aluniță în parte are un anumit pattern. Atunci când una dintre ele, dacă ne referim la aluniță, este traumatizată prin microagresiuni repetate și sângerează, atunci este imperios necesar să ne adresăm, pentru că aceea se poate transforma. Deci e imperios necesar să ne adresăm unui medic de specialitate pentru a o lua în evidență, pentru a intra într-un program de follow-up, de urmărire periodică, 3-6-9 luni, depinde de cum arată pattern-ul aluniței dermatoscopic și e în funcție și de istoricul pacientului. Dacă a suferit arsuri solare, atunci predispoziția este mai mare ca acea luniță să se transforme. Dacă vine pe un background, pe un fototip cutanat 1-3, iarăși este o predispoziție destul de mare. Ochii deschiși la culoare, pielea, asociază semne, simptome de acompaniament, adică mâncărime sau durere sau sângerează, a crescut brusc în ultima perioadă, într-o perioadă relativ scurtă, dacă și-a schimbat regula ABCDE, asimetria, border marginile, culorile, sunt mai multe culori, diametru mai mare de 6 mm și elevație, adică a crescut în dimensiuni pe orizontală sau pe verticală, într-o perioadă relativ scurtă de timp, toate acestea sunt semnale de apel care trebuie să ne trimită către un medic de specialitate și pentru a intra într-un program de follow-up, dacă este necesar, dacă se impune, ele se scot, dacă nu, se pot monitoriza ulterior. Chiar asta voiam să întreb. Ce se întâmplă totuși dacă pacientul respectiv ajunge, sau persoana respectivă, că nu e încă pacient, ajunge la medic și medicul observă anumite transformări ale aluniței respective? Coroborat cu antecedentele persoanei respective, așa cum spuneam mai devreme, cu istoricul de arsuri solare, cu fototipul cutanat în care se încadrează, istoricul familial al persoanei respective, iarăși e foarte important, susceptibilitatea pentru melanoame la pacienți care vin, la persoane care vin din mame sau din părinți sau rude de gradul 1-2 cu melanom, de asemenea, iarăși ridică suspiciunea pentru transformare. Și atunci decizia e ca alunița respectivă să fie eliminată. E particularizată pe fiecare pacient în parte și atunci, da, este bine să fie eliminată cu margine de siguranță oncologică și diagnostic histopatologic de certitudine. După ce e eliminată alunița respectivă, pacientul respectiv poate sta liniștit sau trebuie să-și urmărească și celelalte alunițe în caz că mai are? Și celelalte alunițe trebuie urmărite, dar și cicatricea. Pentru că cicatricea, dacă nu este urmărită, dacă, să spunem, acea cicatrice, acea leziune pigmentară sau aluniță nu a fost scoasă complet și a rămas măcar o celulă melanocitică, acolo poate apărea o leziune de pigment. Și o leziune de pigment nou apărută pe o cicatrice este imperios necesar să se reintervină. Deci cicatricile trebuie urmărite periodic. Și, de asemenea, și restul alunițelor trebuie urmărite periodic. Dar, de exemplu, o persoană care are foarte multe alunițe, dar care, să spunem că nu are în familie, nu are un istoric de cancer de piele în familie, e o decizie înțeleaptă să scoată alunițele pentru, nu știu, pentru a preveni și pentru a evita orice risc? Dacă se impune acest lucru, dar
Când vorbim de foarte multe alunițe, vorbim despre sindromul nevilor displazici. Aici este o patologie aparte. Sunt foarte multe alunițe și urmărim dacă una dintre alunițe, semnul ugly duckling, așa se numește, este modificat prin comparație cu restul alunițelor. Dacă nu este modificat, follow-up periodic 3-6-9 luni în funcție de cum arată pattern-ul aluniței. Dacă este modificat, atunci imperios necesar să fie excizată alunița respectivă. Înțeleg, deci doar în situații de genul ăsta, nu pur și simplu preventiv. Nu cosmetic. Sau nu cosmetic. Nu, din punct de vedere cosmetic, nu. Niciun standard de frumusețe nu își riscă viața, ca să spunem așa. Dacă este impus, îl scoatem. Dacă nu este impus, nu-l scoatem doar pentru frumusețe. O să discutăm mai multe și aș vrea să ne spuneți și cum arată o aluniță cancerigenă sau care e pe cale să se transforme în cancer, însă va trebui să luăm o scurtă pauză acum și după o să povestim mai mult și despre asta. Pauză și revenim!
Ne-am reîntors în platoul Telemedica. Vă reamintesc că înainte de pauză discutam despre efectele soarelui asupra pielii și despre cancerul de piele și alături de mine se află medicul dermatolog Pavelina Andrei. Așa, discutam despre cum arată, cum depistăm o aluniță cancerigenă sau care e pe cale să se transforme în cancer. Știu că ideal ar fi să mergem la medic, pentru că medicul știe cel mai bine, dar mă gândesc că și noi am putea vedea anumite semne. Aș numi o self-examinare, autoexaminarea noastră în oglindă. Facem un mapping al alunițelor, ne uităm în oglindă și putem să observăm, am putea observa singură orice aluniță care își modifică forma, evoluția, culoarea, începe să crească brusc pe verticală sau pe orizontală, începe să sângereze, să asocieze simptome sau semne de acompaniament, atunci e imperios necesar să ne adresăm unui medic specialist. Orice microtraumatizare la nivelul ei, de asemenea, poate să ne, să ne ducă către o transformare ulterioară. Cel mai frecvent, cancerele sunt întâlnite pe zonele fotoexpuse. Cancerele non-melanoame sunt întâlnite pe față și zone văzute de soare, dosul mâinilor și, în general, pe antebrațe. Dacă vorbim despre melanom, aici este vorba despre o expunere intermitentă la razele ultraviolete, intempestivă, și expunerea aceasta, la bărbat, de exemplu, cel mai frecvent este localizat la nivelul toracelui posterior, spate, iar la femei la nivelul gambei cel mai frecvent. De asemenea, bineînțeles că poate fi întâlnit și melanom acral și melanom la nivelul ochiului, care este destul de rar, dar există, și melanom la nivelul feței, deci practic poate fi absolut orice zonă. Spuneam doar care sunt cele mai frecvent regăsite zone. Deci, și melanomul la copii. E util că mai... că putem examina zonele respective mai bine decât restul corpului. Într-adevăr, prima prevenție pe care noi o putem face este self-examinarea, autoexaminarea în oglindă și apoi examinarea cel puțin o dată pe an pentru persoanele care nu au nicio problemă la un medic de specialitate pentru cartografierea fiecarei alunițe în parte. Sunt și sisteme digitalizate, fotofindere, care fotografiază și înregistrează fiecare lesiune de pigment și o încadrează cu un înalt sau mai puțin în alt cu un anumit grad de risc. De risc, da. Dar petele acelea de la soare pot crea probleme de genul acesta? Pot duce la cancere? Pentru că, evident, asta e cel mai grav lucru care s-ar putea întâmpla. Acele pete nu sunt decât niște acumulări care se produc la nivelul epidermului, sunt niște hiperpigmentări, sunt niște lentigine solare, nu le-aș încadra ca și potențial, dar mecanismul din spatele lor poate duce în schimb, în timp, la fotocarcinogeneze, la cancerele cutanate. Am înțeles. Deci au și acelea totuși un grad. Mai degrabă arsura solară care le-a produs, pentru că ele survin în urma arsurilor solare. Ele sunt marca arsurii solare. Niciodată o persoană cu efelide, cu pistrui pe spate, lentigine solare, nu apar de novo de la sine, ci apar numai după arsuri solare, aș spune eu, repetate. Și în acel caz ar trebui examinate. Și în acel caz ar trebui examinate. Ca și tratament pentru cancerele cutanate, sunt mai multe tipuri de tratament. Cel mai indicat tratament, pentru că vorbim despre cancer, este excizia, bineînțeles, cu margine de siguranță oncologică variind între 0,5 mm, 0,5 cm, 1 cm, în funcție de situație. Acestea se trimit către biopsia, se trimite către analiza histopatologică și diagnosticul de certitudine este pus de medicul anatomopatolog. Practic se lucrează într-o echipă pluridisciplinară. Alte variante de tratament, bine, dacă totul este într-un profil de siguranță și ne aflăm în prima fază a melanomului, cancerele bazocelulare și spinocelulare au un risc destul de scăzut de metastazare. Bazocelularul are de 0,057%, este cel mai frecvent tip de cancer cutanat, iar spinocelularul are o frecvență un pic mai mare, dar
are și un potențial de invazivitate locală mai mare. Iar melanomul este cel mai agresiv tip de cancer. Dacă, deci primele două se au pot trata totuși fără un probleme. Profil de siguranță, da. Dar dacă ne referim la melanom și este prins în faza de melanom in situ, adică este strict localizat și l-am excizat în acel moment cu un indice Breslow sub 0,76 sau sub 1, atunci nu o să avem probleme. L-am excizat, urmărim cicatricea periodic și putem să putem să cumva, într-o oarecare măsură, să stăm liniștiți cu mențiunea să avem grijă cu protecția de soare. Dar dacă ne aflăm într-o altă stadializare și nu mai este melanom in situ, atunci altfel se pune problema, intrăm într-o altă terapie, interferon, ne adresăm către un medic oncolog, în colaborare cu un medic oncolog, și în România acum avem acces la anumite medicamente care sunt imunoterapie, care practic sunt anticorpii monoclonali, care vin și blochează prinderea acelor celule canceroase și metastazarea lor în corp. Ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, avem acces la aceste medicamente în stadiile 3-4. Sunt tratamente de ultimă generație acestea, da, care sunt anticorp, folosite și în alte țări mai dezvoltate decât da, a noastră. Și au ajuns și în România, din fericire, în stadiile 3-4 de melanom, cu metastaze, în special cele cu metastaze cerebrale. Înțeleg, deci de obicei cancerele de piele metastazează la creier, adică melanomul mai exact, da. Acela este creier cel mai agresiv. Ficat, da. Chiar o să vorbim despre tumorile cerebrale, însă v-am în următoarea parte a emisiunii. Exact, exact. În afară de soare, care știm că e principalul vinovat în apariția cancerului de piele și a melanomului, evident, ce alți factori de risc mai există? Susceptibilitatea, fototipul cutanat, altitudinea, dacă ne aflăm la zona geografică în care locuim, așteptările pe care le avem noi de la o vacanță recreațională, dacă avem expuneri cumulative sau intermitente la soare, toate acestea sunt o marcă ulterioară pentru fotocarcinogeneză. Istoricul familial sau personal de cancere melanoame sau non-melanoame, anumite afecțiuni genetice de reparare a ADN-ului, xeroderma pigmentosum, de exemplu. Și toate aceste contribuie la potențialul, susceptibilitatea cancerelor. Am vrut să punctăm pe treaba asta, pentru că, evident, e mult mai bine să previi decât să tratezi. Cu siguranță. Încă un subiect pe care aș vrea să îl abordăm totuși, pentru că mai avem destul de puțin timp, e purtarea măștii de protecție și apariția anumitor, nu știu, iritații la nivelul pielii, mai ales că e vară, e foarte cald și toată lumea se plânge de treaba asta cu purtarea măștii, deși, într-adevăr, e foarte bună, ne protejează. Și aș vrea să știu totuși cum ne menținem pielea sănătoasă în condițiile astea. Echipamentul personal de protecție, dacă ne referim la personalul medical care poartă nu doar echipamentul cu combinezon, poartă și vizieră și mască și chirurgical simplă sau, după caz, FFP2, FFP3, ochelari de protecție, toate acestea, dacă sunt purtate, să zicem, mai mult de 6 ore, pe lângă faptul că ele creează un mediu de umezeală, produc și o presiune suplimentară la nivelul tegumentului, toate acestea ducând în timp la o agresiune puternică la nivelul organului cutanat, care se exprimă prin roșață, în prima fază eritem, apoi fisuri, macerare, până la acele semne vizibile, după cum vedeam și prin alte țări, vânătăi, tocmai datorită presiunii care se exercită la nivelul feței. De asemenea, dacă ne referim în raport cu populația, este indicat să purtăm mască de protecție pentru că ne asigurăm
o protecție și pentru noi, dar și pentru cei dragi nouă. Masca de protecție aș indica să fie o mască chirurgicală și nu făcută de noi. În cazuri extreme putem să folosim masca făcută de noi, dar indicația ar fi să folosim mască chirurgicală. De asemenea, foarte importantă este igiena tenului în această perioadă. De ce? Pentru că această mască de protecție are rolul de a ne proteja și de a filtra particulele și încărcătura virală care este în jurul nostru de a crea o barieră. Da? Și atunci noi, dacă transpirăm și creăm un mediu de umezeală la nivelul feței și avem creme pe față aplicate care produc sindrom de ocluzie, cu siguranță nu vom face bine. Și atunci indicația este să folosim adaptate pielii sensibile, geluri de curățare, creme ușoare și nu grase, care să permită tenului să respire. De asemenea, și fondurile de ten și make-up-ul trebuie adaptat acestei noi condiții, care o să fie, din ce vedem acum, încă o perioadă bună de timp și e indicat să fie această metodă de prevenție și, de asemenea, și noi trebuie să ne adaptăm și să fim în curs cu acest trend. Evident. Ce se întâmplă totuși în cazul persoanelor care au anumite afecțiuni la nivelul pielii? Se agravează. Persoane care au acnee, persoane care au dermatită. Ce pot face? Toate aceste lucruri pot fi combătute, cum spuneam mai devreme, dacă respectăm, avem o strictețe mult mai riguroasă în ceea ce privește metodele noastre de igienă locală, dar, din păcate, ne confruntăm medicii cu situații în care apar de novo sau sunt agravate aceste afecțiuni, cum ați menționat. Acnea este cea mai frecventă, rozacea, iarăși, este o afecțiune care se exprimă printr-un raș cutanat, o roșeață la nivelul feței, flashing-urile acelea. Acestea mai degrabă sunt agravate decât să apară de novo. Ce apare de novo, în schimb, este dermatita de contact, cum ați menționat, fie alergică, fie iritativă la nivelul feței și se văd zonele cel mai frecvent afectate. Dermatita periorală, tocmai datorită faptului că se produce sindrom de ocluzie și apar acele coșuri la nivel peribucal. Dar ele pot fi combătute prin... Asta voiam să întreb, ce putem face totuși? Prin igienă locală riguroasă, schimbarea frecventă a măștii de protecție la fiecare 4 ore și igienă... Oricum așa ne recomandă și medicii infecționiști, deci... Și recomandă foarte bine, pentru că s-a avut în vedere inclusiv aceste aspecte de la nivelul pielii și mai ales protecția pentru SARS-CoV-2. Deci, ar trebui să ne schimbăm masca periodic, cam la 4 ore. Să ne schimbăm periodic masca, să avem o igienă riguroasă și să folosim produse adecvate tipului nostru de piele. Igiena riguroasă a mâinilor. Apropo de igiena riguroasă a mâinilor, o altă problemă cumva apărută în perioada asta e că din cauza dezinfectantelor sau gelurilor antibacteriene pe care le folosim frecvent, ni se usucă pielea destul de tare. Experimentăm cu toții acest lucru pentru că trebuie să ne igienizăm corespunzător adecvat la nivelul organului cutanal, la nivelul mâinilor. Într-adevăr, săpunurile din comerț, marea majoritate, conțin detergenți agresivi care îndepărtează filmul lipidic de protecție de la nivelul pielii și atunci, cumva, îndepărtând acest filtru, film lipidic de protecție, pielea noastră devine vulnerabilă către agresiunea factorilor externi și dacă mai venim și cu gelurile dezinfectante, cu siguranță, senzația este una foarte neplăcută, apare o roșață, usturime, mâncărime, practic dermatită de contact, iritativă. Ce putem face ca și prevenție? Să ne spălăm des pe mâini, dar
cu săpunuri blânde care să conțină glicerină. Aș spune chiar și aș recomanda săpunuri de copii. De asemenea, apa nu trebuie să fie nici fierbinte, nici rece, apă călduță, și de fiecare dată sau cât putem să folosim, după ce ne-am igienizat corespunzător pe mâini, să folosim creme îmbogățite cu vitamine, în special vitamina A, care știm că este pentru piele, îmbogățite cu aceste vitamine care să refacă structura și filmul lipidic normal al pielii. Și câteva sfaturi acum pe final, cum să ne menținem pielea sănătoasă și să ne ferim de eventuale probleme mai grave, așa cum e cancerul de piele. Să evităm expunerea în acel interval orar, între orele 10 și 15-16, să aplicăm creme cu agent ecran, cu filtru de protecție 30-50, adaptat fototipului nostru cutanat, să avem și o protecție și fizică și mecanică, cu pălării, cu boruri largi, cu îmbrăcăminte adecvată, și să fim responsabili cu pielea noastră. Mulțumesc mult pentru informații, au fost foarte utile. Vă invit să rămâneți în continuare pe Medica TV, pentru că, așa cum vă spuneam, urmează să vorbim după pauză despre tumorile pe creier, cum se manifestă acestea și cum pot fi tratate minim invaziv. Pauză și revenim.
Ne-am reîntors în platoul Telemedica. Așa cum vă spuneam înainte de pauză, o să discutăm acum despre tumorile cerebrale, despre cum se manifestă acestea, dacă e durerea de cap un semnal de alarmă și despre tratamentul minim invaziv al tumorilor pe creier. Alături de mine se află domnul doctor Dorin Bică, medic primar neurochirurg. Bună seara, bine ați venit! Sărbună, mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să vă întreb mai întâi cât de frecvente sunt tumorile cerebrale în general, indiferent că vorbim de cele canceroase sau benigne. Ar fi bine să le diferențiem între tumorile canceroase și tumorile cerebrale benigne. Au o evoluție diferită, oarecum. Cred că aș putea să răspund așa, 25-30% de mii de locuitori, dar astfel de cifre nu cred că impresionează pe nimeni. Am putea răspunde altfel, de exemplu, în sectorul 2 în București, care are 600 de mii de oameni, înseamnă că în fiecare an apar undeva la peste 100 de pacienți. Sunt descoperiți undeva la peste 100 de pacienți cu tumori cerebrale și benigne și maligne. Într-un oraș ca Timișoara, Craiova, Constanța, avem cumva la 50-75 de pacienți descoperiți cu tumori cerebrale pe an. Deci cam aceasta este incidența bolii. Cu toții când auzim de o tumoră, ne gândim automat la cancer, asta ne sperie foarte tare, însă, așa cum spuneați, există două tipuri de tumori, și cele maligne și cele benigne. Pe care le întâlniți mai frecvent? Sunt cumva, paritatea este cam aceeași și la tumorile benigne și la tumorile maligne. 1 la 1, să zicem, poate puțin mai favorabil pentru tumorile maligne, tumorile primare maligne, glioblastoame. Mai sunt și tumori cerebrale metastaze, care sunt secundare, cumva vin de la un cancer care s-a dezvoltat în altă... zona corpului. Exact. Chiar mai devreme am vorbit despre melanom și ne spunea doamna doctor că uneori melanomul chiar are metastaze la nivelul creierului. Da. Metastazele de cerebrale de melanom, știm despre ele că sunt radio-rezistente. Deci nu, cumva am nevoie de un tratament chirurgical înainte, dacă tumora poate fi scoasă, minim invaziv, cum ziceați mai devreme. Asta e trendul, minim invaziv, toată lumea vrea fără tăieturi. Minim invaziv nu înseamnă chiar fără tăieturi, înseamnă cu tăieturi cât mai mici posibile, în așa fel încât să nu faci o incizie mai mare decât este cazul. Adică trebuie cumva desenată acea incizie perfect. Dintre, nu știu, tumorile cerebrale, întotdeauna cele maligne sunt, nu știu, mai periculoase, să le spunem așa, decât cele benigne? Sau atunci când vorbim de creier, nu e bine nici când apar nici cele care nu sunt canceroase și pot crea probleme destul de mari? Haideți să începem cu cuvântul tumoră. În primul rând, în orice, aproape orice umflătură pe care o avem în organism și care e cumva delimitată, un medic o va numi tumoră, ceea ce dintr-o dată imediat creează panică printre pacienți. Și cred că în consultațiile pe care le am cu pacienții încerc foarte mult să evit acest cuvânt. Și abia la sfârșitul consultației, după ce i-am spus că, uite, e o pată, uitați că nu-i tutuiesc pe pacienți, uitați, este o pată aici, este o leziune. Și, domnul doctor, da, scrie tumoră, dar scrie tumoră pentru că medicul radiolog sau neurologul sau cine a descoperit boala respectivă folosește un termen medical.
Dar tumoră înseamnă orice se umflă cumva delimitat. Și atunci, cumva, pacienții se liniștesc explicându-le termenul. Apoi, tumoră benignă înseamnă o tumoră care nu este canceroasă, deci nu este un cancer, deci îndepărtarea ei în totalitate, prin chirurgie sau alte metode, dar la tumorile cerebrale, acum o să discutăm despre chirurgie, înseamnă că pacientul este vindecat. Rata de recidivă, de exemplu la meningioame, după ce au fost excizate în totalitate, este mică, de 2-3%. Nu e cazul în tumorile maligne, lucrurile stau diferit. Și atunci le explic, uitați, tumora aceasta este benignă, este o pată pe care o vedem, care nu se va duce în altă parte, nu se va extinde în creier, pur și simplu facem următorul tratament. Pentru tumorile maligne, în special cele mai frecvente, glioblastoamele, un cuvânt care în momentul în care primește acest diagnostic, deja pacienții s-au obișnuit să caute imediat pe internet și ceea ce văd îi sperie extraordinar de tare. De ce? Pentru că, în general, Google dă rezultatele cele mai frecvente și pacientul vede niște statistici care poate erau reale la un moment dat, și atunci vin extrem de panicați. Și pe lângă consultația neurochirurgicală, uitați, trebuie să facem asta, cumva trebuie să înțelegi ce este în mintea pacientului și în sufletul lui, bănuiesc. Da, și a familiei, și atunci încet, uite o pată, hai să vedem cum o scoatem, ce tratamente adjuvante avem. Adică cred că trebuie să faci un pic de psihoterapie cu pacientul, pentru că am observat foarte, foarte mulți, nu toți, dar foarte mulți, aș putea spune majoritatea, vin astăzi deja informați despre problema. Deja cu diagnosticul stabilit aproape. Diagnosticul este stabilit, ei vin deja cu informații în plus despre patologia pe care o au. Și despre cum ar putea simplă evolua. Simplă sau nu, aproape întotdeauna panicați, pentru că din al treilea click pe Google nimic nu e bine, adică este cumva un prognostic prost, orice ar fi. Și astăzi nu este cazul în toate, pentru toți pacienții să fie așa. Adică, desigur, nu toți pacienții au un prognostic extrem de bun, dar sunt pacienți care, atunci când dau acel al treilea click și găsesc un prognostic sumbru, pacienții din această categorie, în realitate, pot avea un prognostic bun. Deci merită luptat cumva pentru fiecare pacient. Și discursul acesta trebuie cumva să-l ai cu pacientul și să-i spui de la început, facem o echipă împreună, singur nu am cum să lupt, o să încercăm cu toată echipa noastră, nu doar eu, să vă ghidăm, să vă spunem ce se întâmplă, ce o să aveți de făcut. Cumva, nu după ce am terminat o intervenție chirurgicală, salut, gata, nu știu ce treaba ta, ce faci. Nu e așa. Adică trebuie, pe mine mă interesează ce se întâmplă cu pacientul ulterior și mă interesează să ajungă repede la consultul de oncologie sau la consultul de radioterapie. De ce? Pentru că timpii aceștia sunt cumva foarte importanți. Adică dacă tratamentul conform ghidurilor optim este de chimioterapic pentru un pacient X, este la fiecare 4 săptămâni, orice ieșire din acest interval este o pierdere de șansă cumva pentru pacient, ceea ce am observat cu toții
omenirea în această perioadă. Și atunci suntem foarte, suntem, pentru că e o echipă, nu-s doar eu, suntem foarte atenți să nu piardă acești timpi prețioși și cumva îi ghidăm. Mergi acolo, mergi acolo, mergi acolo. Să înțeleg că de multe ori după intervenția chirurgicală e nevoie și de alte tratamente, de chimioterapie, da, de exemplu. Pentru tumorile maligne este nevoie de alte tratamente, de chimio și de radioterapie. Deci în principiu pentru glioblastoame, dacă ne referim strict la acestea, este nevoie de... Acestea sunt cele mai frecvente tumori maligne? Primare, da. Adică cele care provin din creier, se formează acolo, glioblastoamele sunt cele mai frecvente tumori cerebrale primare. Și întotdeauna necesită, conform ghidurilor actuale, necesită chimio și radioterapie. Asta după intervenția chirurgicală. Da. Spuneați că acestea sunt cele mai frecvente, însă, și că cele benigne nu sunt cancer, însă există cumva riscul ca și cele benigne să se transforme la un moment dat în cancer? Foarte bună întrebarea. Aș vrea să răspund în două direcții. Prima direcție, există tumori benigne care se pot comporta cumva într-un mod neplăcut, prin faptul că este situată într-o poziție greu accesibilă anatomic, situat printre niște structuri care sunt foarte fine, rezecția completă ar însemna cumva distrugerea funcțiilor importante ale pacientului și atunci prefer să faci o rezecție parțială și să urmărești cumva ce se întâmplă ulterior și uneori ai nevoie de o a doua rezecție, ai nevoie de monitorizare, ai nevoie de urmărire imagistică, mă refer, ai nevoie de poate chimioterapie. Adică chiar dacă tumora este benignă, dar aceste cazuri sunt rare. Dar, slavă Domnului! Da, da, sunt foarte rare, dar există aceste situații, bineînțeles. Și mai există situația despre care m-ați întrebat, în care o tumoră benignă se poate maligniza, dar sunt extrem de rare. Cazul. Deci, da. Adică le spun pacienților, o să vă monitorizez, dar șansele ca această tumoră să se malignizeze sunt aproape de zero, dar sunt descrise în literatură. Dar tumorile respective mai cresc pe parcursul vieții sau, tumorile benigne, dacă sunt rezecate complet. De exemplu, un meningiom care este rezecat complet, șansele de recidivă sunt sub 2%. Și atunci pacienții pe care îi operez și care au un meningiom pe care l-am rezecat, facem un remene postoperator, vedem că rezecția este completă, pe acești pacienți îi urmăresc la 3 luni, la 6 luni și apoi, pe măsură ce văd că lucrurile sunt în regulă, spațiez aceste intervale de monitorizare în așa fel încât la 10 ani de la intervenție fac un remene odată la 2 ani, la 3 ani. Le și spun, vă rog frumos, aduceți-vă aminte de mine odată la 3 ani, venim, ne salutăm, ne uităm că totul e bine și apoi mergeți acasă și ne mai vedem peste 3 ani. Pentru că mai există recidive la distanță, chiar și pentru tumorile benigne. Și atunci mai bine îți iei câteva ore din viață, îți faci un remene, ești sigur că ești bine și apoi pleci acasă și îți vezi de viață în continuare. Deci, ca și așa general valabil, pentru pacienții cu tumori benigne, după o rezecție completă, aceștia își trăiesc viața normal. Dar există, de exemplu, situații în care pacientul respectiv află că are o tumoră benignă, și dar nu-i creează cumva niște neplăceri foarte mari. Uh-huh.
Sau poate, deloc. Sau deloc. Da, deci dacă nu-i creează neplăcerii deloc, dar de obicei dacă nu-i creează neplăceri, nu prea ajunge la doctor. Ajunge, mai sunt descoperiri întâmplătoare ale unor, tumori benigne. În funcție de dimensiuni, în funcție de localizare, putem propune și este valabilă această abordare, pur și simplu urmărirea tumorii. Am un meningiom de, să zic, 3 cm frontal. L-am descoperit pentru că poate am căzut, am avut un accident de mașină, că altfel am căzut, mă gândesc că am căzut, că pacientul a făcut epilepsie din cauza meningiomului. Am, dintr-un alt motiv, am făcut imagistică, l-am descoperit. Pacientul, dacă are cumva, domne, parcă n-aș vrea, atunci poți să-i propui, ok, nu-i nicio problemă, așteptăm, monitorizăm și dacă vedem că acea tumoră crește, meningiom, atunci îi spun, știți, dacă o să-l văd că va crește chiar și 2 mm, o să vă propun chirurgie și o să fiu un pic mai ferm cu dumneavoastră și înțeleg asta și sunt conștiincioși și vin la controle. Am pacienți pe care îi urmăresc de peste 5 ani cu meningioame și nu mișcă acele meningioame și am pacienți în care 3 ani totul a fost ok, apoi în al 4-lea an a crescut 1 mm și le propui chirurgie, s-a rezolvat problema. Vă întreb pentru că cunosc personal o astfel de situație, o persoană care a descoperit că avea o tumoră pe creier, nu știu exact felul tumorii, a descoperit pentru că avea niște crize epileptice. Da. Din cauza asta. Criza epileptică este respectiv Indicație chirurgicală clară. Adică dacă cineva vine la mine cu o tumoră cerebrală și îmi spune că am făcut știu crize că convulsive, asta destul de mult timp până s-a decis să se opereze. Asta e altceva. Asta de întotdeauna pacientul decide ce face cu corpul său. Dar dacă pacientul vine la mine și are un meningiom și datorită acelui meningiom a făcut o criză convulsivă, cumva o să-i propun chirurgie. Deci o să-i spun, cred că aveți indicație chirurgicală, facem așa, vă propun chirurgie. Dacă pacientul spune, nu vreau nicio chirurgie, nu vă atingeți de capul meu, îi propun second best option. Da? Și second best este, poate, să îl monitorizez. Și îi spun, sigur, a doua variantă, care nu este cea mai bună, adică încerc să îi explic că alege o variantă care, din punct de vedere statistic, din punct de vedere medical al ghidurilor, nu este neapărat cea mai bună variantă. Pacientul știe mai bine, întotdeauna trebuie să încerci să-i explici cât mai aproape de înțelesul său, alege să nu se opereze, uitați, eu vă monitorizez, vă asist. Punem antiepileptice sau neurologul face asta, vedem cum vă simțiți. Uitați, haideți să vă dați dumneavoastră, dacă crește un milimetru, ce facem? Cumva trebuie să existe o negociere, cumva, da, probabil, între medici și pacienți. Trebuie să-i explici despre ce e vorba. Care sunt riscurile și care sunt... Exact, beneficiile. Exact. Care sunt riscurile și care sunt beneficiile? Da, din câte știu, medicul lui nu a fost atât de ferm cu intervenția chirurgicală și atunci el s-a temut de eventuale efecte secundare ale intervenției chirurgicale și a așteptat ceva timp și a dat seama că nu poate rezista prea mult cu crizele respective și s-a decis să se opereze. Exact. Sunt chirurgi și medici care sunt fermi cu indicația chirurgicală. Domnule, ce să mai trebuie să te operezi? Eu nu fac așa. Adică nu e stilul meu. Îi spun, aceasta este cea mai bună opțiune, dar să știți că dumneavoastră decideți. Înțeleg despre ce vorbiți. Există alți chirurgi care poate au mai mult flair decât mine la a le spune pacienților ce au de făcut. Dom'le, gata, chirurgie, trebuie să te operezi. Eu nu pot să fac asta. Adică nu e în mentalul meu așa și atunci... Uitați, asta este cea mai bună opțiune. Uitați care sunt beneficiile, care sunt riscurile. Uitați cum arată o astfel de operație. Mai gândiți-vă, nu arde nimic acum, dacă este meningiom, da? Dacă este glioblastom, îi spun, nu pot să-i dau nu știu cât timp de gândire. Da, îi zic, cred că trebuie să vă hotărâți zilele acestea despre ceea ce este de făcut.
pentru că timpul ne presează. La meningioame îi mai las să se mai gândească, pentru că pacientul, în primul rând, trebuie să fie convins că face bine ceea ce... Că e cea mai bună decizie pentru el. Sigur că da, da, sigur. Există totuși anumite tratamente care pot ține în frâu o tumoră cerebrală în cazurile în care, așa cum spuneam, nu deranjează și să spunem că nu creează crize? Nu prea. Nu există. Adică, sigur, dacă stau să mă gândesc așa, o să găsesc niște situații limită, dar, în general, glioblastom, meningiom, despre ce am vorbit noi acum, nu există niciun fel de medicament care să îl țină în frâu să nu mai crească. Dacă se va descoperi un astfel de medicament, ar fi ideal. Absolut extraordinar. Da. Să înțeleg că atunci, în situațiile în care nu creează neplăcere o anumită tumoră, trebuie doar urmărită. Dacă începe să creeze neplăceri, atunci singura soluție ar fi... Nu, asta ați zis dumneavoastră, eu n-am zis asta. Da. Eu am zis așa, că un pacient care este asimptomatic cu o tumoră care nu pare a-i pune viața în pericol de 2 cm și care este meningiom, sigur, atunci putem să ne gândim să îl urmărim. Dar un pacient căruia... cum ați zis, că nu-i pasă, poate e o tumoră mare și oricum nu-i pasă. Și atunci trebuie propus chirurgie. Și dacă, de exemplu, pacientul este confuz, discuți cu familia. Adică, sub nicio formă, nu o să las un pacient cu o tumoră de 6 cm în cap, chiar dacă eu cred că este benignă, să-i spun, domne, mai vedem. Nu. Deci, sunt pentru fiecare pacient, cumva, are o particularitate, fiecare pacient este unic, sunt niște ghiduri, dar în general tumorile mari, oricât de benigne ar fi, sunt periculoase, voi propune chirurgie. Când mă refer la monitorizare, mă refer la acelea mici care sunt pe aici și care nu comprimă nimic foarte important. Înțeleg. O să discutăm și despre intervenția chirurgicală și despre ce presupune și dacă are anumite riscuri de se tem pacienții. Mă rog, cred că oricine s-ar teme de o operație pe creier, dar o să ne explicați ce presupune. Chirurgului. Evident. Dar da. Spuneați mai devreme că de foarte multe ori pacienții descoperă că au o tumoră, cel puțin benignă, cumva făcându-și alte investigații. Mm-hmm. Există totuși, nu știu, situații care să-i trimită la medicul neurolog anumite neplăceri create de tumorile respective, cum ar fi durerile de cap, pentru că, da, să fim sinceri, majoritatea pacienților ajung la doctor doar când îi doare ceva. Da. În ceea ce privește durerile de cap, cred că, fără să citez ceva acum, dar cred că probabilitatea mai mare de a descoperi o problemă cerebrală este la cineva care are un debut recent de durere de cap, de cefalee, și care persistă și nu trece și se tot agravează. Cam așa. Adică un pacient care are dureri de cap de 10 ani, sub nicio formă să nu se ducă la RMN din an în an, că sigur nu apare nimic pe acolo sau probabilitatea să apară este foarte mică. Atunci deci, m-am liniștit. Da, da. Stați liniștită că nu cred că este nicio problemă. Pacienții cu migrene merg la neurolog, sunt urmăriți de neurolog. Bineînțeles, se face un bilanț inițial, dar atunci când debutează durerea de cap. Adică dacă am un pacient care îmi spune, domnul doctor, de o lună de zile mă doare capul. Și nu mi s-a mai întâmplat până acum. Exact. Atunci îi spun, sigur, mergeți la medicul de familie, mergeți la neurolog, îi faci niște investigații. Vine după 2 săptămâni, domnul doctor, pe mine mă cam doare capul și mă doare mai tare sau așa, îl scanezi. Adică preferi să-i faci un tip de imagistică, cel mai bine ar fi să faci un RMN și să te asiguri că nu este nicio problemă și nu cred că trebuie să stai să tot aștepți. Adică un pacient care insistă că are o problemă,
cumva poate nu sunt chiar pe ghidurile medicale, o să mă înjure radiologii, dar mi-ar fi cumva teamă, să zic, să-l las tot insistă, domne, nu sunt bine, să nu sunt caute. Bine. Da, da, atunci facem un remene. Alte manifestări care ar putea apărea din cauza tumorilor cerebrale? Cele mai frecvente sunt durerile de cap, apoi crizele de epilepsie, despre care ați amintit, apoi deficite neurologice. Pacientul, de exemplu, începe și vorbește mai greu sau nu înțelege ce îi se spune sau este confuz sau are tulburări de memorie sau nu îi mai merge mâna cum ar trebui, adică sau nu mai vede, da? Are niște hemianopsii, nu vede înspre o parte sau înspre altă parte sau îi se îngustează câmpul vizual în funcție de poziția tumorii până la urmă. Adică orice simț care se închide în creier, toate se închid în creier, poate fi cumva afectat de o tumoră cerebrală. Dar nu, asta nu înseamnă, reciproca nu e adevărată. Adică dacă nu mai văd, nu înseamnă că am o tumoră cerebrală. Poate e un AVC sau altceva. Exact. Chiar când îmi spuneați de simptomele respective, îmi aminteam că sunt asemănătoare cu cele ale unui accident vascular cerebral. Exact. Pentru că până la urmă, aceeași porțiune din creier, să zic, oricare ar fi ea, este afectată. Și atunci simptomele sunt exact aceleași. Și simptomele acestea apar, nu știu, apar și dispar sau persistă pe termen? Persistă. Persistă și se agravează. Se agravează, deci, cu timpul. Da. Adică în momentul în care ai o tumoră care generează un simptom, simptomul respectiv începe și se agravează. Adică nu prea ai, nu mai vezi azi, mâine mai vezi un pic și nu e așa. De asta, e din ce în ce mai rău. Exact. De asta spuneam și cu pacientul care insistă cu o anumită simptomatologie. Dacă pacientul respectiv nu a trecut peste o durere de cap pe care cu toții o putem avea, nu ne scanăm mâine toți că m-a durut odată capul, dar dacă mă doare și mă doare și mă doare și mă doare, atunci mă duc și îmi fac un remene cerebral. De fapt, nu mi-l fac singur, medic de familie, neurolog, neurochirurg. Așa, exact, trebuie. Asta voiam, da, să vă, da, întreb, da, care sunt pașii, da, totuși. Da, da, adică mâine sper că nu sunt pline toate remeneurile din București. Din mai întâi, odată ce apar aceste simptome, pacientul respectiv ar trebui să se adreseze mai întâi și mai întâi medicului de familie. Sigur că da. Medicul de familie este baza unui sistem medical și poate tria. Cu toate că bine. Mulți dintre noi îl sărim destul de des. Îl sărim și ajungem că, destul din păcate, de... din păcate și ajungem direct la specialist. Da, este în cultura noastră să facem asta, dar sperăm că lucrurile se vor corecta în anii care vor urma. Părerea mea este că medicul de familie este de departe cel mai important om din sistemul medical, oricare sistem medical ar fi. Sigur, voi fi în asentiment tuturor celorlalți colegi de alte specialități, dar chiar cred asta despre medicii de familie și să știți că celelalte sisteme îi prețuiesc foarte tare pe medicii de familie, poate și pentru că li se dă o mai mare libertate de acțiune și de tratament. Cumva medicii de familie din România sunt forțați într-un fel și de pacienți și de sistem și de legi să trimită mai departe către medicul specialist. În sensul că mă duc la medicul de mă doare familie capul, doar pentru a trimite. Neurolog, mă doare spatele, neurochirurg, mă doare, nu e așa. Adică chiar cred că medicii de familie sunt importanți, plus că pot gestiona pacienții în postoperator. De exemplu, nu o să se uite la plagă. Și plus de asta, în mod normal, ar trebui să cunoască istoricul de boli al fiecărui exact. Pacient. Exact. Sunt cei care integrează cel mai bine toată patologia sau toate bolile pe care le are un pacient anume. Și așa poate să-și dea seama exact la ce specialist să-l trimită sau...
Da, despre da. Ce este vorba. Ok, o să mai discutăm și despre modul de diagnosticare al tumorilor cerebrale, însă va trebui să luăm acum o scurtă pauză. Sigur. Și după povestim mai mult. Pauză și revenim. Ne-am reîntors în platoul Telemedica. Vă reamintesc că alături de mine se află domnul dr. Dorin Vică, medic primar neurochirurg, și vorbim despre tumorile cerebrale. Înainte să luăm pauză, domnule doctor, spuneați cât de importantă e vizita la medicul de familie înainte de a ajunge la medicul specialist. Și aș vrea să vă întreb ce, după ce am făcut acești pași, evident, ce investigații mai sunt necesare pentru a diagnostica o tumoră pe creier? În primul rând, este nevoie de un RMN cerebral. Cele mai multe centre fac RMN cerebral, sunt niște protocoale simple care arată că există o modificare, că este o pată acolo, o leziune sau o tumoră. E bine, există centre mai avansate care tot RMN, ce pot să spună,
poate ce tip de tumoră este, gen spectroscopia sau remeneu perfuzie. Acestea sunt niște secvențe pe care le face remeneu și te ajută cumva în diagnosticarea mult mai precisă a tipului de tumoră de care ai nevoie uneori, n-ai nevoie tot timpul. DTI-ul sau este o secvență prin care se văd tracturile cerebrale și cum o tumoră care le împinge și vezi pe unde sunt tracturile respective. Pe un remene normal nu le vezi. Asta te ajută foarte tare când planifici o intervenție chirurgicală, pentru că știi că în zona respectivă sub nicio formă nu ai ce să cauți, pentru că îi vei genera pacientului cu siguranță deficitul legat de tractul respectiv, de exemplu o pareză, o hemipareză. Cumva nu ai voie, nu cumva, cu siguranță nu ai voie să lezezi neurologic pacientul. Adică pacientul merge când vine la tine, ar fi bine să plece tot mergând. Nu întotdeauna se întâmplă asta. Sunt uneori riscuri, sunt riscuri întotdeauna, dar ele se întâmplă uneori, în 2-3% din cazuri, dar ele există. De aceea și DTI-ul, de aceea și electrofiziologia, de exemplu, și toată tehnologia de care ești cumva înconjurat, pe care o folosești, tocmai pentru a face maximum pentru pacient și păstrându-i integritatea fizică. Evident, mă gândesc că pacientul vine ca să plece mai bine, nu mai rău. Da, pacientul în neurologie și în neurochirurgie, pacientul când vine cu un deficit, este bine dacă pleacă neagravat. Dacă este mai bine, foarte bine. Dar de ce spun asta? Pentru că unele leziuni tumorale, unele tumori, infiltrează tracturile respective pe care le-au distrus deja. Nu ai cum să faci tu să fie mai bine. Tu încerci să protejezi deja funcția pe care o are. Dacă pacientul vine la tine hemiparetic, merge mai greu cu partea stângă, dar prin compresiunea generată de tumoră, atunci cel mai probabil că după intervenția chirurgicală va recupera acest deficit. Dar dacă acea tumoră a generat distrucția tractului, nu ai cum să-l faci să se simtă, să fie mai bine. Îți poți da seama asta de pe remene. Deja când vezi remeneul, vezi pe unde... Adică înainte de operație. Da. Pacientul știe la ce să se aștepte. Cumva îi spui, uitați, se întâmplă asta, asta, cred că așa. Ce se întâmplă în timpul unei operații pe creier? Mă gândesc așa, că e o chestie extrem de complicată și toată lumea bănuiesc că se gândește la asta când aude de operație pe creier și bănuiesc că asta e și frica pacienților de a se opera. Dar așa cum ziceam la începutul emisiunii cu operațiile minim invazive, cred că, nu știu dacă se pot face de fapt în orice situație operațiile minim invazive pe creier și care e diferența dintre o operație normală pe creier și una minim invazivă. O să încep cu partea cu frica pacienților. Există unii pacienți și îi sfătuiesc să nu mai facă așa, care spun că le e frică mai mult de anestezie decât de chirurgie. Anestezia, neuroanestezia a avansat atât de tare încât riscurile generate de anestezie astăzi sunt în realitate mult mai mici decât riscurile chirurgicale și asta îi infurie pe colegii mei anesteziști care zic, doamna doctor, eu n-am nicio treabă cu chirurgia, dar să știți că mi-e frică de anestezie. Nu e bine, nu-i spuneți așa anestezistului, pentru că în realitate riscurile chirurgicale sunt mai mari decât cele anestezice. Adică un risc anestezic este, nu știu, 1 la 500, 1 la 1000, da? Iar riscul chirurgical e un pic mai mare, e 1%, deci de 10 ori mai mare. Riscurile rămân scăzute, dar cumva chirurgia fiind și invazivă, un pic mai mare riscul.
În ceea ce privește chirurgia tumorală minim-invazivă, minim-invazivul este un concept. Un concept introdus de mai întâi de un profesor care a făcut chirurgia, neurochirurgia vasculară, în care făcea aborduri foarte mici pentru tratarea anevrismelor cerebrale. Acest concept a fost preluat de alți profesori care făceau chirurgia tumorală, îi știu cum îi cheamă, Charles Theo, de exemplu, care făceau chirurgia tumorală și ei spun așa, că ajutat de tehnologia actuală, voletul osos, adică abordul, incizia pe care o faci, trebuie să fie perfect, customizat pe leziunea respectivă. Adică nu trebuie să vezi inutil creier. Nu faci o incizie mare și tumor ai pe aici. Nu. Ai neuronavigație, adică GPS-ul acela al neurochirurgului, pe care îl sincronizezi cu capul pacientului înainte de intervenție și apoi tu îți faci incizia exact pe tumora respectivă. Și inciziile pot fi mai mici sau mai mari, nu trebuie făcute nici prea mici ca să nu poți să ai vizibilitate, să ai și locul, spațiu de lucru, dar nici prea mari încât să expui inutil creier. În general, pentru glioblastoame, de exemplu, incizia este undeva la 4-5 cm. Pentru meningioame, poate că la fel, în funcție de unde este pusă tumora respectivă, unde este localizată. Dacă este o tumoră enormă, cum am mai văzut, n-ai cum să faci cu 5 cm. Trebuie să faci exact incizia de care ai nevoie. Despre asta este vorba în acest concept de minim invaziv. Cei drept, marea majoritate a inciziilor pe care le fac eu sunt cam 4-5 cm, dar am avut și mai mari pentru că am avut nevoie să fie mai mari. Înțeleg, deci. Asta e diferența dintre minim invaziv și chirurgia clasică este aceștia sunt chirurgia clasică înseamnă niște incizii mai mari care îți permit o vizualizare mai bună, așa susțin cei care fac acest lucru. Tip de chirurgie. Nu este demonstrat nici că una, nici că cealaltă este mai bună. Ce observ eu la pacienții mei și a observat și alții prin studiile pe care le-au publicat este că timpii de spitalizare sunt mai mici, confortul pacientului este altul și atunci toată lumea este mai bine. Și atenție că nu, faptul că faci o incizie mai mică, asta nu este în detrimentul rezecției tumorale, nici gând. În momentul în care noi postoperator facem întotdeauna un control RMN postop pentru să vedem nivelul de rezecție și nu este mai rău sau mai bun pentru faptul că am făcut o incizie mai mică, adică dacă fac o incizie mai mică, nu înseamnă că îi lași pacientului tumora. O parte din tumor acolo. Nu, nici gând, nu e așa. Faci exact incizia de care ai nevoie, voletul, căpăcelul acela osos de care ai nevoie ca să-i scoți toată tumora. Nu poți să pleci cu un planning operator pe care îl faci preoperator, nu te trezești în sală că ce ai de operat azi. Acasă, înainte, îți faci planning-ul preoperator și scopul tău este să scoți maximum posibil pentru pacient și alegi tehnica cea mai bună pentru pacient. Dacă asta ar însemna o incizie de 20 de centimetri, dar știi că îi scoți toată tumora, de 20 de centimetri o faci. Dar nu e cazul. Apropo de tehnici chirurgicale, am tot văzut în ultimul timp operații pe creier în timp ce pacientul era treaz. În ce situații sunt indicate acele operații? Când pacientul are o tumoră care este într-o arie
elocventă, se numește, adică ori în aria vorbirii sau în ariile vorbirii, ori în ariile motorii, cel mai frecvent. Mai sunt și altele, dar acestea două sunt cele mai frecvente. De ce? Unele tumori infiltrează aceste arii fără să le împingă, pur și simplu le infiltrează și nici nu le distrug. Și atunci, cumva, tu trebuie să faci o rezecție maxim posibilă fără să-i induci un deficit. Adică tu poți să-i scoți tumora toată, nu-i nicio problemă, dar dacă pacientul este mut, da, după operație, afazic, dar nu mai poate să vorbească, nu mai înțelege ce îi spui, n-ai făcut nimic, nu este acceptabil să îți faci un planning operator prin care să obții acest lucru astăzi. Adică să știi că, domnule, el vorbește bine, dar dacă îi scoți tumora nu mai vorbește, așa va fi. Nu e acceptabil asta. Dar măcar îi salvezi viața. Nu, asta e importantă și calitatea vieții. Exact. Deci a face chirurgie de exereză tumorală astăzi cu deficite neurologice pe care tu le-ai planificat în pre-op este inacceptabil așa ceva. Drept astăzi. Înainte era altă tehnologie, alte tehnici și anestezice, sigur. Astăzi este posibil să faci o rezecție tumorală la limita la care tu lezezi integritatea pacientului. Și atunci nu ai altă modalitate să vezi asta decât trezindu-l. Îl trezești și începi și stimulezi. Și stimulezi zone din creier. Și în momentul în care tu ai ajuns, începe și face blocaje sau îl rogi să miște mâna și la un moment dat o mișcă mai încet, te oprești, știi că aia este limita de, știi că aceea este limita de rezecție. De obicei, astfel de chirurgii se fac în cazul pacienților cu un tip de tumoră, gliom, nu glioblastom, din aceeași clasă, dar mai puțin agresive, care infiltrează fără să distrugă tracturile. Și atunci trezești pacientul și îi faci o rezecție cât poți tu de bună. Ce s-a demonstrat? Asta e foarte interesant. S-a demonstrat că, de exemplu, dacă aria ai ajuns până lângă aria motorie și faci remeneuri post-op, cum am vorbit, în care să monitorizezi pacientul, aria vorbirii, de exemplu, se va muta. Și tu poți cumva să continui rezecția într-un second surgery, nu știu, peste un an, peste 2 ani sau... Ceea ce asta este plasticitatea creierului. Este ceva extraordinar. Nu știam că există asta, știința nu știa până s-au făcut aceste intervenții cu pacientul treaz. Sunt foarte interesante. Într-adevăr, sunt curioasă totuși, nu știu, pacientul e treaz, bănuiesc că nu simte nicio durere. Absolut totuși. Niciun fel de durere, bineînțeles, durerea este blocată total, nu are niciun fel de disconfort, dimpotrivă, îi rugăm să se poziționeze cum pot mai bine, în cea mai confortabilă poziție, după care încet, încet ne construim în jurul pacientului care cumva stă blocat în poziția pe care și-a ales-o pentru maxim 2 ore de chirurgie de rezecție și astfel se pot face niște intervenții absolut superbe. Și în acest fel se rezolvă și frica pacientului de anestezie. Și exact, dar este incredibil faptul că vorbești cu pacientul în timpul intervenției. Dar acolo nu e doar, ca în toate celelalte patologii, dar nu e doar chirurgul. Este și anestezistul, care este parte importantă a echipei, și neurologul, electrofiziologul, care monitorizează, care te ajută să monitorizezi tracturile prin acea electrofiziologie pe care acum am ajuns atât de bine antrenați ca echipă, dacă vreți, încât preferăm să avem la toți pacienții. Și e un confort absolut, vă spun, mai ales pentru mine, când știu bine că înainte să se trezească pacientul, că de fapt va fi bine pentru că tracturile sunt monitorizate și știu că nu o să am un deficit. Adică poți să suni familia, să-i spui, domne, operația s-a terminat, pacientul nu s-a trezit, dar sigur va fi bine sau probabilitatea să fie bine e mare.
Într-adevăr, foarte interesant domeniul. Eu vă mulțumesc mult pentru informații, au fost foarte interesante. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Elena Oceanu și vă invit să rămâneți în continuare pe Medica TV, pentru că urmează Medica Special, iar noi ne revedem joia viitoare de la 17. O seară frumoasă! La revedere!